Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. În această seară, Naționala României joacă împotriva Belarus, o națională care a pierdut ultimele 8 meciuri. Așadar, pentru România e o ocazie să facă încă 3 puncte după cele 3 făcute în Andorra și să aștepte cu mai multă liniște meciurile din iunie, pentru că atunci vin meciurile grele din această grupă. E un meci important pentru Naționala lui Edi Iordănescu, un selecționer care încearcă să coaguleze o echipă competitivă, o echipă care să se bată la calificare. O să discutăm despre meciul din această seară, o să discutăm și despre întoarcerea la Liga 1 de weekendul care vine. Însă, în dimineața asta stăm la povești cu un fundaș important pentru fotbalul românesc în ultimii 15 ani, 20 de ani. E vorba despre Florin Gardoș, un fotbalist care a ajuns și în Premier League. N-a jucat cât și-a dorit în Premier League, însă a fost acolo, a jucat pentru Southampton, a jucat în echipa senzațională făcută de Laurențiu Reghecamp la Steaua, mă rog, atunci era Steaua, după care s-a numit echipa FCSB, o echipă care câștiga două titluri, unul dintre ele într-o manieră așa, bine, amândouă de fapt într-o manieră categorică, dar într-unul dintre sezoane echipa a jucat senzațional, a și jucat în Europa cu Chelsea, a ajuns să joace cu Chelsea în Europa, bătându-se cumva de la egal la egal cu echipa londoneză, eliminată în Steaua atunci, după un 3-1 la Londra, venit după un 1-0 pentru Steaua pe Național Arena. O să discutăm așadar despre toate astea în această dimineață cu Florin Gardoș, căruia îi mulțumesc, analist în momentul ăsta la Fanatic, fotbalist în momentul ăsta. Anul trecut ți-ai anunțat retragerea, Florin, și te-ai întors acum o lună sau când? Bună dimineața! Bună dimineața! Tot retras. Deci tot retras. Pe cum ești retras? Că ai jucat cu Minerul Brebești, dacă nu știi cu cine ai jucat. E mare diferență între meciul de sâmbătă, că sâmbătă a fost primul meci. A fost primul meci. Deci debutul la Liga 4 a fost. Debutul la Liga 4. N-ai jucat până acum la Liga 4 niciodată? La Liga 3 parcă, sau la 4? Și la 4. La Olimpia. Și la 5 am jucat, la toate. Ok, bun. În județul Satu Mare, da, la echipe de Liga 4 și a 5. Nu e mare diferență între meciurile, să zic, caritabile pe care le-am făcut anul trecut și ce am întâlnit la Liga 4. Așa. Deci nu prea se poate spune că m-am reapucat. Știu, dar ceva tot, adică ești oficial în momentul ăsta din nou. Da, sunt legitimat. La JF cred că ești legitimat, nu? Presupun că da. Nici nu știi unde. Presupun că da. Ți s-au cerut două poze și 5 lei pentru legea. Da. Bani nu, dar două poze, da. Două poze ți s-au cerut, nu? Da. Antrenorul, exact cum în presă s-a scris chiar. Așa. Tot adevărul. Antrenorul echipei e un prieten foarte bun de-al meu de 15 ani deja. E și asociatul meu în firma pe care o deținem la Râmnicu Vâlcea și mi-a zis că, uite, trag la promovare, sunt pe primul loc. Vino, te rog frumos, când poți. Da. Și s-a nimerit să pot să merg sâmbătă trecută. Dar cum a fost experiența? După... A fost așa interesantă. Așa, în formă, adică nu... Mi-a plăcut, da. Mă antrenez destul de mult. A fost chiar ok, adică mă așteptam să fiu un pic mai agresiv, așa, că există zvonul ăsta, că la Liga 4-5 aveți că ea... Și mai ales când vine un jucător important, adică un nume important, stai să-i arătăm ăstuia că suntem fotbaliști. Da, n-a fost așa, chiar n-a fost așa. No. Băieții de la echipa adversă au fost chiar senzațional, chiar mai povesteam cu atacantul tipul meciului, mi-a mai zis felicitări, uite, bă, n-am credeam vreodată că o să ajung să joc împotriva ta, chestii genul ăsta. Adică au fost chiar foarte, foarte simpatici. Și după aia la berea de după meci s-a stat sau? Da, sigur, bere, mici, deci ca la carte. Profesionist. Da. Tot. Și te mai duci sau acum cum o să mai încerc, prins? Sau doar că mi-e incomod, îți dai seama, fac totuși 2 ore jumate cel puțin până la Vâlcea și am promis că o să merg când o să pot, da, să vedem. Asta e o distracție, un mod de a te ține și în priză un pic cu fotbalul. Da. Planurile care sunt în momentul ăsta? Adică tu ai 34 de ani, în mod normal fotbaliștii mai joacă la vârsta asta. Cum îți e viața ta? Cum arată viața ta în momentul ăsta? Da, practic îmi împart timpul între televiziune, mare parte, sport, că fac, mă antrenez 4-5 ori pe săptămână. De 4-5 ori pe săptămână. Ce faci? Da. Cum te minții? Sală în general, da. Adică cel mai des sală. O dată pe săptămână merg la fotbal pe teren redus. Da. Avem o trupă chiar interesantă cu, printre alții, Gigel Bucur, trupa de la sport, Stâncioiu, Stanca, așa mai departe. Chiar am fost aseară, lunea, da. E, okay. Lunea e ziua de fotbal. Și meciurile caritabile au fost până acum. Cu sâmbătă am reușit să merg și la Liga 4. Acum, așa, da. Pe teren mare, probabil așa se va împărți timpul meu. Liga 4 sau meciurile astea caritabile pe care le-am mai făcut. Da. Și
imobiliarele, care okay. Aici nu pot zic că mi-au ești... foarte mult timp, dar deci cam așa se împarte. Practic, tu doar coordonezi o activitate a unei firme pe care ai lăsat-o, probabil, unor specialiști. Am două firme. Una e cea de la Vâlcea despre care discutam, unde am doi asociați, deci suntem trei în total. Am construit un bloc acolo care s-a vândut, e gata de vreo 2 ani și acum așteptăm autorizația pentru un al doilea proiect. Okay. Și mai am o firmă care e înregistrată la București, unde sunt singurul acționar. Da, acționar, administrator. Și proiecte imobiliare doar în București sau peste tot, prin țară? Proiecte imobiliare doar în București? În București n-am făcut deloc. N-ai făcut deloc? Nu. E o piață oricum destul de aglomerată, cred. E aglomerată și trebuie să ai bani mulți. Okay, pentru că sunt terenurile scumpe și e altceva. Da, și la Satul Mare construiesc case. La Satul Mare? Citisem undeva că ai proprietăți sau o proprietate sau două sau mai multe, nu știu, în Anglia, în Marea Britanie? Da. Da? Da. E o chestie pe care ai luat-o atunci când jucai sau? Da. A fost cam cea mai bună investiție pe care am făcut-o. Serios? Da. De ce spui? Sunt curios așa, din punct de vedere economic, de ce zici că e cea mai bună investiție? Cel mai bun randament pe care l-am avut vreodată în imobiliare, pentru că în Anglia am putut, să vedem acum dacă o să pot să mai fac, așa. Tot să fac ceva ce în România nu prea se poate, adică să mă folosesc de bancă într-un mod în care aici nu se poate. De exemplu, am luat credit... pe vremea aceea când jucam, am cumpărat proprietățile, credit, se numește un credit interest only, adică plătesc doar dobânzi la banii pe care îi împrumut, dar e foarte mică rată, adică am avut rate de 1,78%, ca să-ți dau un exemplu. Ok, bun. Deci asta înseamnă că... pe foarte mulți ani, probabil, nu? Din păcate, nu. Nu? Pe puține ani. Eu aș fi vrut pe mai mulți ani. Bun. Deci, ca să faci o idee, probabil tu știi, cine nu știe, în România greu să iei sub, nu știu, 5%, probabil, nu știu, cât era prima casă la un moment dat. Și asta face ca, cu o investiție mică cu banii băncii, să iei o chirie bună și să ai o rată mică. Deci randamentul e foarte practic, mare. Profitul e rapid și le închiriezi, nu? Și e mare. Da. Le închiriezi proprietățile, nu vinzi nimic. Nu. Nu. Da, din păcate... anul ăsta, bine, având și eu o politică, nu știu dacă să o numesc inteligentă, dar ei consideră că orice sportiv de performanță, mă rog, special fotbal, la 35 de ani fie se lasă, fie îi scad considerabil veniturile. Așa. Și atunci ei fac, așa calculează încât să-ți dea acel credit până la 35 de ani. Deci tu practic suferi un downgrade, ca o scădere de, de rating. Am nimerit în cel mai prost moment posibil, pentru că acum și acolo ca și aici e o criză. E foarte sus roborul lor. Da, să zic așa. Ok, bun. Da. Și atunci asta e o perioadă în care trebuie să le gestionezi cumva, să vedem cum. Dar cumva ești liniștit, din punctul ăsta de vedere ești liniștit, financiar, ai o viață liniștită. Da. Citeam undeva că ai vrea să totuși nu te-ar, n-ai refuza gândul de a fi antrenor. Nu e adevărat. Nu? M-am apucat de școala de antrenori. Ok, te-ai apucat până la urmă? Da. Știu că te-ai apucat să ești la un moment dat în 2018-2019 și conflictul dintre federație și a fost o chestie instituția foarte... de învățământ care dădea carnetele te-a făcut să renunți. Da, m-a făcut să renunț. Până la urmă am scris la Chișinău, unde sunt aproape gata, mai am un singur modul. Așa. Dar fac asta pentru că Vlad Munteanu, de fapt, că de aici a pornit tot, Vlad Munteanu, care lucrează în federație, cu el am avut discuții pentru că îmi doresc să fac ceva asemănător cu ce face el, adică undeva pe partea de administrație. Și mi-a zis că dacă aveam măcar licența B, m-ar fi ajutat foarte mult în carieră. Și atunci am zis, ok, dacă tot n-am găsit cursul potrivit ca să fac, pe partea asta de management mă refer, n-am găsit încă... sau nu găsisem până în momentul ăla ceva, am zis, hai să nu pierd timpul, măcar să mă scriu să încerc să-mi fac licența C. Cam asta a fost ideea. Și acum o să-ți iei licența... O să-mi iau licența C. Și sper ca din toamnă să fiu acceptat la un curs... Unde? De management. Afară. Afară. UEFA, FIFA. UEFA. Unde a fost RAT? Nu. Ok, că RAT a fost și la UEFA și a făcut un curs, dar nu știu exact... Dacă de management știu că a fost, dar nu știu exact la care. Am tot așteptat și am mai studiat și am așteptat momentul cât costă un curs potrivit. Costă ceva. Asta la care vreau să mă înscriu e cel mai scump, cel mai
prestigios probabil, dar e și cel mai greu să fie acceptat, pentru că e un master pentru foști internaționali. Așa. Deci automat ca fotbalist trebuie să fii jucat obligatoriu în echipa națională și obligatoriu bifat la tine condiție, da. În cupele europene? Da. Bifată condiția asta. Deci astea două sunt de bază. Trebuie și, mă rog, scrisoare de recomandare, tot felul de treburi de genul ăsta. Și scump, ce înseamnă? Poți să-mi zici? 27.000 de euro. 27.000 de euro. Da. Cât timp? Durează 2 ani. 2 ani. Și sunt, nu știu, cred că vreo 10 module în orașe diferite, chiar și pe alte continente, care trebuie plătite tot de noi. Ok. Deci se duce. Costurile cresc. Se duce până în vreo 50.000 de euro. Bun. Ce vrei să faci cu asta? De unde ai vrea să descarci? Ce înveți? Aici? E un... Și de ce ai face chestia asta, te întreb? Sunt curios. Ușor intrăm. Pentru că, din ce am discutat, am încercat să adun informații legate de cursul ăsta, sunt foști fotbaliști pe care l-au făcut, foști fotbaliști care au făcut cursul ăsta, nu români, nu știu să fie cu vreun român. Și din ce am înțeles, s-ar deschide foarte multe uși. Pentru că e organizat de UEFA și atunci... Tocmai în ideea asta l-a organizat pentru că vor să atragă foști fotbaliști către UEFA, dar care să fie și pricepuți, să aibă și școală. Okay. Acum înțeleg, cred că cumva te bate gândul să intri într-o zonă de administrare europeană, UEFA, europeană sau, nu știu, poate se va ieși și în România oportunitate, nu știu. Dar de ce ai vrea să faci la un club, de exemplu, în România, poate la o instituție? Nu, și la un club, doar că situația mea cred că e un pic diferită, în sensul că fiind fost jucător la Steaua / FCSB, Dinamo cade, Rapid pică. Da. La FCSB n-am ce să, că n-ai ce să fii conducător, domnul Becali decide tot. Doar așa să-mi iau un salariu, probabil. Așa. Și atunci mai rămân echipele Steaua. Din Ilfov, da. Mai rămâne Steaua din Liga a doua care promovează. Probabil că nici acolo nu, că probabil dacă că am zis că, mă rog, țin cu cealaltă echipă, clar, mi-am luat multe înjurături. Și mai rămân echipele din Ilfov, da. Echipele din Ilfov nu sunt pentru... Sunt echipe de primărie, totuși echipele din Ilfov și nu prea... Da, adică nu faci... echipe de stat. Da, nu neapărat asta ar fi o problemă. La Craiova? Da, uite, Craiova ar fi o variantă, cu toate că... nu m-aș mai muta în Craiova, în orașul Craiova. Adică nu. Deci, practic, mai degrabă te-ai duce către, dacă ți s-ar oferi un post undeva, UEFA, FIFA... Adică asta mi-aș dori. Asta dar e adevărat că îți doreai, te gândeai la un moment dat, domnule, dacă s-ar revi în viitor ocazia să fiu președinte, să candidez pentru președinția Federației Române de Fotbal? Nu, am fost la un podcast și am fost întrebat care ar fi, nu știu, un dream job. Și am zis, nu neapărat un dream job, dar mi-aș dori poate la un moment dat să fiu președinte Federației Române de Fotbal. De federație, ca să pot într-adevăr să mă implic cu adevărat, să schimb ceva. Ce ai schimbat? O chestie pe care ai schimbat-o, te iau repede, știu că e greu, dar te iau repede așa. Ce ai schimbat? Primul lucru pe care l-ai schimbat, dacă ai avea putere dictatorială, îți dau. Deci nu să supui la vot. Dacă o chestie în bine, evident, deci nu o chestie, vin dictator și schimb ceva, nu știu, să câștige campionatul o echipă. O chestie pe care ai schimbat-o, dacă ai avea puteri totale. La, în primul rând, la cred că la Naționalele de Juniori, aș încerca să mă implic cel mai mult. În ce sens? Ai oprit selecțiile pe pile? Și pe scogi. Da, am auzit că s-ar face și chestia asta, sigur, nu e doar evident, din auzite. Probe, dar da, toată lumea aude chestia asta, da. Deci asta mi se pare o chestie destul de gravă și se făcea și pe vremea mea, asta știu sigur. Ah, deci știi sigur chestia asta. De unde știi sigur? Povestește fără nume. Pentru că erau jucători în generația mea, la, mai ales când vorbim de under 15, under 16, adică naționale de copii, chiar erau copii și... Erau fotbaliști pe post care nu meritau să fie acolo, era destul de evident, dar aveau părinții puternici. Bazați. Da. Ție, cum ți-a fost să reușești în zona asta, să intri la loturi? A mea a fost foarte greu și vezi când ești, pe lângă că ești mic și vii dintr-un oraș, cum veneam eu, satul mare, departe de, nu prea știi ce se întâmplă, le e foarte personal ca și copil, știi? Zici, bă, uite, nu sunt acolo, știi, poate nu sunt destul de bun. Adică m-a afectat. Da. M-a afectat. Mi-a trebuit mult timp până să-mi dau seama că nu știu, mi-a zis cineva la un moment dat, bă, vezi că Cristi Chivu n-a fost pe la Național, nu știu dacă o fi adevărat sau nu, dar... N-a trecut, n-a fost pe la Național de astea da, când era convocat, că erau alte interese. Ok, atunci nu-mi fac probleme. Ah, ok. Fii atent, ca să terminăm cu zona asta de
și poate o să mai revenim, dar vreau să te mai întreb și pe tine o chestie, pentru că ai jucat aici, la nivel mare, ai jucat afară, ai ajuns în Premier League. De ce? Că sunt convins că ai o părere, o teorie, de ce fotbalistul român tânăr nu reușește în străinătate? De ce nu mai reușește în străinătate? Ai văzut cum se lucrează afară? Ai văzut cum se lucrează în țară? De ce? Greu de spus. Nu știu de ce. Ce pot să zic că am văzut? Nu știu în momentul de față ce se lucrează sau cum se lucrează la copii. La copii. Bun. Ce pot să spun este că am văzut cum se lucrează acolo, în Anglia. Da. Am văzut cât de serios tratează și profesionist tratează copiii fotbalul și cât de în serios îl iau. Chiar consideră o oportunitate de a fi la Southampton, de exemplu, că am văzut ce e acolo și s-a întâmplat să mai merg, să ne mai trimită și pe noi să vorbim cu anumite grupe de copii, să le împărtășim din experiența noastră. Și, uite, o chestie apropo de licența C pe care am făcut-o acum, licența C se adresează în special copilor până în 14 ani. Și mi-am dat seama că zici că știi fotbal, dar te duci, intri cu adevărat în subiect, când vine vorba de copii, dau seama că e foarte, foarte diferit modul de lucru față de ce făceam eu, de exemplu, acum mulți ani. Și nu știu câți antrenori, de exemplu, din România, care lucrează pe la fel și fel de academii, și că acum sunt o grămadă, de fapt nu academii, școli de fotbal, da, corect. Au cunoștințele astea. Deci, și atunci stau să mă gândesc cumva. Eu cred că nu sunt. Foarte mulți nu sunt. Și atunci încep să faci legătura cu de ce nu suntem sau de ce e fotbalul așa de jos sau de ce sunt alții atât de sus. Noi am stagnat, alții au progresat sau poate noi chiar am regresat. Și cred că la și asta e o discuție. La noi multă vreme treaba asta. Dom'le, am jucat fotbal, lasă că știu eu cum se joacă fotbal, mă duc și antrenez copiii, că știu eu ce trebuie făcut cu ei. Nu e. Adică deja la copii se vorbește de periodizare, ți se explică destul de clar pe ce să pui accent, la ce vârstă, cât de importantă e mobilitatea la 8 ani, cât de importantă e mobilitatea la 14 ani, sau treburi de genul ăsta. Nu mai zic de când se introduci faze fixe, sisteme de joc, treburi de genul ăsta, care sigur sunt importante. Cât de mult contează plăcerea la 7 ani, cât de mult contează plăcerea la 14 ani. Și chiar mi s-a părut foarte interesant. Zi-mi ceva din copilăria ta fotbalistică. Povestește-mi ceva. Un moment din când erai copil la satul mare și jucai fotbal. Probabil cu niște gânduri de a ajunge cândva. Nu-mi vine nimic pe moment. Doar așa sunt mare să spun că am început la Juniori Olimpiei. Am fost libero. Libero. Asta ar fi un mic, hai să zic așa, că îmi vine pe moment. Așa. Am început ca libero, nu știu de ce, pur și simplu. Mi-era destul de ușor pentru că jucam cu patru fundași, plus libero. Ok. Deci jucam un 5-3-2 de atunci. Aveam doi fundași centrali. Să le spunem celor care nu știu poveștile de atunci, libero avea meseria de a mătura în spatele fundașilor. Deci munca urâtă, rea o făceau stopării, oamenii la marca și libero mătura. Și după aproximativ 3 ani la Clubul Olimpia Satu Mare, m-am mutat la un alt club din oraș, unde, dacă îți spune ceva numele, Dacian Nastea e... Da, a fost și la FCSB, sau nu știu dacă mai e. Da. Okay. El mi-a fost antrenor la juniori, e un om foarte pasionat. Și el încerca să construiască și chiar a reușit să construiască o echipă foarte bună în județ. Și odată mutat acolo, tot libero, pe la, cred că aveam aproape de 14 ani, am jucat un meci, a venit Didi Prodan, Dumnezeu să-l ierte, la meci. Și pierduse meciul și a venit după meci și a spus antrenorului nostru, domnul Nastea, tu încă mai joci cu libero, deja era perioada în care se cam termina cu postul ăsta. Și a venit după meci și nici nu jucase prea grozav și mi-a zis, tu ce faci? Nu mai decât să te trezești. Mă rog, m-a certat că n-am jucat antrenorul bine. Antrenorul. Da. Și mi-a zis, și ce mi-a zis Didi? Că nici mai există postul ăsta. Treci tu să treci la fundaș central. Și, mă rog, am început să joc fundaș central, dar a fost foarte greu la început, că nu eram obișnuit cu duelurile, știi? Ok. Și mi-a trebuit o perioadă. Ți-era un pic teamă să... Da. Mi-era frică de duel, mi-era frică de contact. Eu eram obișnuit tot timpul să iau pe aia doi mari în față și să... Mă rog. Dar, în schimb, m-a ajutat că eram destul de abil cu mingea la picior. M-a făcut să
probabil s-a dezvoltat abilitatea asta, știi? Și după ce m-am obișnuit și cu duelurile și așa, a fost tot ok. Când ai simțit prima dată că o să că ai putea avea o carieră importantă în față? Sincer să fiu, până să... Când ai conștientizat asta? Până să semnesc cu Steaua, nu m-am gândit. Nu? Adică, să le spune oamenilor, ai venit la Chiajna, era în Liga 3-a când ai venit. A doua. Când am venit din... Când ai venit de la Satu Mare... Satu Mare, Liga 3-a, la Chiajna, Liga 2-a. Exact. Da. Okay. Da. Am venit la Liga 2-a, fusesem, cred că în decursul a unui an, probe la FC Brașov. Așa. Unde era Răzvan Lucescu antrenor, okay. Dar a fost o perioadă cel așa... Cel care te-a convocat prima dată la Națională. Da. Da, i-am și spus atunci că am fost în probe la Brașov, okay. Ce serios, nu mai știa, dar m-am mers într-un moment aiurea, era un plin campionat, ei pregăteau un ciclu săptămânal, eu am stat vreo 3-4 zile, erau momente în care nici nu putea să mă bage, că el avea treburile lui tactice și așa mai departe. Și te-a trimis acasă atunci? Da, am stat vreo 3-4 zile și m-am... Dezamăgire mare când te trimis acasă? Sau nu? Nu? În cazul ăsta nu, pentru că mi-am dat și eu seama că n-a fost, okay, n-a fost momentul. Pe urmă a fost la Sportul. Acolo a fost dezastru, am zis că nu m-am mai întors niciodată la București. Poate mi-ai auzit, a spus și Varga la un moment dat. Că am fost, s-a nimerit să fim în aceeași perioadă, vorbim perioada de iarnă, eu, Pap și Bălgrădean. Toți trei în probe la Sportul. Da. Nici da, habar n-aveam că ați fost vreodată. Da, a fost. Da. Deci eu, ca să vezi cum e viața. Am fost în Turcia, era domnul Faloba antrenor, dar atmosfera nu era grozavă deloc. Cei vechi, care erau, deja jucaseră în Liga 1 și cred că Tibi Bulan deja jucase și în echipa națională. Da. El era în Liga 2. Nu prea lăsau pe nimeni să intre în grupul ăla lor și... Era urât la antrenament, în jurături, chestii. Serios? Da, da? Tu cel mai slab astăzi, du-te care poartă, chestii de genul ăsta. Și aveam 18 ani, îți dai seama. Cumva era o formă de bullying împotriva ta. Da, ca să nu numai a mea, oricine venea din exterior. Din exterior. Da, okay. Da, da. Și n-am rămas, bine, dacă mă vedeai atunci la antrenament cum eram, ziceai ce caută tipul ăsta la fotbal. De ce? Adică, ți-era teamă? Era, da, să nu ajungă mingea la mine, să nu o pierd. Okay. Fugeai de tot, fugeai de responsabilitate. Da. Și n-a rămas niciunul. Adică, și nu ne-au vrut ei, cam asta a fost ideea. Okay. Nu ne-au mai vrut băieții. Clubul acolo. Da. Mă rog. Și la 2 ani distanță sau la 3 ani distanță am debutat în echipa națională cu Pap și cu Bălgrădean în poartă. Incredibil. Deci refuzați de Sportul 3, fotbaliști refuzați de Sportul. Da, incredibil. Da, da. Așa, așa a fost să fie. S-a părut interesant. Ai zis că nu mai vii la București, dar ai venit la Chiajna totuși. Da, și... Departe de casă. Am mai fost și pe la Farul. La Farul. Ah, deci da. Te-ai plimbat? Deci m-am plimbat. Chiar m-am plimbat. Și pe urmă am mers la ultima oră, am fost la... Era atunci... FC Ploiești, mi se pare că îi spunea, când se băteau ei cu Palmaresul, da, pentru exact. Petrolul, era domnul Viver Chită. Voiau să mă oprească, în schimb a apărut o problemă de contract, mă rog, era o clauză acolo dubioasă, da. Și antrenorul, impresarul meu a zis, nu rămânem, hai că încerc la Chiajna, pentru că îl știu pe domnul Liță Dumitru și așa. Eram eu și cum băiat din Satu Mare. Și așa am ajuns la Chiajna. Chiajna... A fost, practic, rampa care te-a trimis la Steaua. Da. La Chiajna a fost senzațional. Alt grup, alți băieți, o atmosferă bună, erau câțiva fotbaliști. Care dar viața departe de casă, totuși, erai în capătul celălalt al țării? Probabil experiența de la Sportul m-a călit foarte mult. Okay. Am venit așa, cu teamă, dar s-a dovedit a fi exact invers. Atunci. Okay. Chiar am putut să mă desfășor. Ce să zic, aveam 19 ani când am semnat cu Chiajna și 1000 de euro pe lună, stăteam la stadion, n-aveam chirie, n-aveam soție, n-aveam nimic. Adică chiar era, viața chiar era relaxată. Liniștită. Dar ce să-ți dorești mai mult la 19 ani, acum, sincer, ca fotbalist? Eram aici lângă București. Dar ți se poate întâmpla ceva, poți să-ți pierzi motivația. Ușor. Veneam de la Liga 3, adică era ceva. Uite, am ajuns la Liga 2, era din Niță. Știu, dar echipă, te poate pierde. Era... Bucureștiul te poate pierde. Da. Chiar dacă n-ai foarte mulți bani, dar ești fotbalist. Asta da. Da. Dar chiar am avut oameni. Mihai Lungan, care e antrenorul echipei. Okay. Da. De care, prietenul tău bun, da. Da, era și atunci, partener de afaceri, da. Era atunci la, și el la echipa acolo. Atunci ne-am împrietenit. Deci ne știm de foarte mult timp. El cu 10 ani mai mare decât mine. Adică și el a fost important atunci când... Și pe mine și pe colegul meu care era mai mic decât mine
ne-a învățat niște lucruri și tot timpul când mai aveam noi gânduri să mai plecăm pe undeva, aceea, lasă, stați aici, odihniți-vă și așa mai departe. Deci am avut chiar un grup foarte bun acolo. A fost și Mozacu, era atunci, okay. Pe care, la fel, eu știam ca și copil, jucase la Olimpia Satu Mare, era ceva wow. Ulterior a venit și Nana Falemi, am debutat cu Vintilă în poartă, deci îți dai seama, da. Bălașa Senior. Da. Deci era o trupă bună acolo. Steaua, transferul, cum a fost transferul la Steaua? Pițurcă te-a... Da, s-a întâmplat totul așa, nu știu, rapid. A fost și o coincidență de asta. Nu știu, trebuie să-ți iasă, cred că trebuie să-ți iasă. Eu jucam la Chiajna și aveam un masseur, domnul Mitică Neagu, poate știi. Da. Din păcate nu mai e nici el printre noi. Dumnezeu odihnească. E probabil cel mai titrat masseur. Da. A fost vreo 40 de ani la Steaua, mă rog. Și câștigător de Cupa Campionilor. Da, masseur, da, câștigător, da, de Cupa Campionilor. Juca național de tineret la Chiajna. Și un meci amical cu Polonia și l-a sunat pe Didi Prodan. Didi Prodan, Didi, da. Fiind cumva, din ce-mi dau seama, era cumva... E tot din Satu Mare. Știu, dar după ce te-a văzut atunci, te-a luat cumva sub aripa lui? Sau... Încă nu. Ah, okay. Știa de mine, dar nu ne întâlnisem, okay, cred că o dată sau de două ori și cam atât. Și l-a sunat și a zis, e un băiat aici, un gardo. Și zice, da, știu că e de la mine din Satu Mare. Nu vorbești cu Emil Săndoi să îl cheme și pe la acțiunea asta, că uite, joacă și el la Liga 2, joacă bine. Și am vorbit și am fost convocat, am fost rezervă, am intrat la 1-1, prin minutul 70 și ceva, și am dat golul victoriei. Ah. Și am câștigat 2-1. Și... Mai scoate-l pe garduș, dacă mai da, puțin. Da, și domnul Săndoi m-a apreciat așa. A fost o conexiune, da, între noi. A început să mă convoace la echipa națională, deja începeam să joc și pe la echipa națională și de fapt a fost acel meci cu Petrolul, cred că a fost ultimul meci din sezon, când Neapiți a venit să-l vadă pe Budescu. Așa. Cam așa s-au legat la mine toate și am deci, făcut, cred că, practic, cel mai bun meci din retur. Chiar am jucat foarte bine meciul ăla. Și deci Budescu e pretextul pentru care... Așa am auzit. Aha, da, okay. Ar avea sens. Da. Că, da. Trebuie să dai o bere când te vezi cu el. Da, și nu refuză, cred că nu refuză. Atunci m-am văzut Neapiții și din ce am înțeles ulterior, era și domnul Bumbescu, atunci era antrenor secund, Nealiță, l-au sunat pe domnul Becali, a zis, uite, avem un tânăr aici, joacă în Național de Tineret. Da. Puri cu Neapiții, Neapiții a zis, îl știu de la meciul cu tare și așa s-a făcut transferul. Povesteai într-un podcast că nu l-ai văzut deloc pe Becali la momentul transferului, adică nu era epoca, cu Pițurcă nu era vremea prezentărilor la Palat. Cred că s-au făcut, dar doar cu unii. Doar cu eu eram un necunoscut, îți dai seama, veneam de la Liga 2, nu mă cunoștea nimeni. Dar atât, ne-am întâlnit cu Neapiții, am semnat contractul la Intercontinental și cam asta a fost. El plecat în cantonament. El tăia și spânzura în club. Da. Cumva. Da. Bine, a fost, dacă ți-aduce aminte, a fost perioada aia în care venise după câțiva ani, în care n-a câștigat echipa niciun trofeu, toți steliștii erau super încântați pentru că... Da. Simțeau că ăsta e anul nostru și așa mai departe. Am avut un meci cu Craiova, cred că a fost prima sau a doua etapă acasă, când a fost un record de audiență. Cred că și până în ziua de azi, pe vechiul Ghencea, okay, ăla a fost cam ultimul record, nu știu, vreo 24.000 sau ceva de genul. Că a fost așa o emulație atunci, da, și toată lumea își dorea să vadă echipa și să... Am venit vreo 13-14 jucători noi, și chiar a fost ceva. Dar probabil ți-aduce aminte că... N-a durat mult, Neapiții s-a certat cu domnul Becali și după trei etape a plecat. Vreau să te întreb o chestie și te întreb și apelez la sinceritatea ta. Ai simțit vreodată în club că ești privit altfel după plecarea lui Pițurcă? Pentru că erai jucător adus de Pițurcă. Exista în club, a existat, Mihai Stoica avea o ușoară animozitate față de jucătorii aduși de Pițurcă. Pentru că îi considera copiii lui Pițurcă. Așa se procedează în fotbalul românesc. Când e un jucător adus de un antrenor, e cumva copilul antrenorul. Sau așa se vorbește. Da, depinde. Ai simțit vreodată, nu știu, nu neapărat ostilitate, așa, o reticență față de tine, că ești... Nu neapărat reticență, am simțit uneori că, nu știu, poate eram scos din echipă pe nedrept, sau treburile genul ăsta, da? Uite, de exemplu, la Tovlevici, care la fel și el a venit atunci, n-a avut probleme de genul ăsta, în sensul că și despre el, când mai apăreau discuții vis-a-vis de meme, cam ăsta era contraexemplu.
că uite, Călatovlevici joacă, deși i-a dus. Răduț e cumva în extrema cealaltă. Răduț nu prea mai jucat după plecarea lui. Și atunci se zicea, uite, nu-l place mie pe Răduț. Uh-huh. Acum, adevărul, nu știu care e. Dar el cum era cu tine, de exemplu, Meme? Meme era ok, aveam o relație normală. Da? Sigur că era mai apropiat de jucătorii pe care aducea. E cumva normal. Uite, de exemplu, Kipciu, am simțit că e mereu o apropiere. Mm-hmm. Dar vezi că viața și fotbalul uneori trebuie să fie ca într-o corporație, știi? Că acum când s-a întors Kipciu în România cu câțiva ani, nu s-a mai întors acolo. Și au apărut parcă o tensiune, ai simțit exact, și tu. Exact. Că așa e fotbal. Totul, până la urmă, totul se rezumă la bani și la rezultate. Ce însemna Steaua? Cum ai simțit greutatea clubului când ai ajuns acolo? Era ceva extraordinar. Ceva extraordinar. Și în anul în care am ajuns în Champions League, parcă nu ne venea să credem că la ce club suntem și cât de mare e clubul. Uh-huh. Pentru că mergeam în cantonament în Austria, la antrenament aveam sute de oameni care veneau să se uite. Mergeam în deplasări în țară, nu o să mai zic, la aeroport, peste tot în provincie, mai puțin la Craiova, acolo așa, nu era nimeni. Nu vă iubea nimeni acolo. Da. Dar în restul, oriunde mergeam, era foarte, foarte multă lume. Eu am semnat, după ce am semnat cu Steaua, mă rog, am început să joc, începuseră grupele Europa League, atunci cu Napoli, Liverpool, am avut o grupă tare. 3-3 ăla cu Napoli. Da, și da, eu fiind cumva într-o bulă așa aici la București, am avut la un moment dat un meci la Târgu Mureș, în deplasare, și după meci aveam liber și tatăl meu a venit la meci și de acolo urma să plec acasă. Și după meci, eu am zis, ies din stadion, mă duc să mă întâlnesc cu taică mea. Da. Și când am ieșit afară, erau, nu știu, vreo 200-300 de oameni. Și efectiv, n-am putut să ies de acolo și a fost așa un moment, zic, chiar așa rapid s-a întâmplat tot, ce e aici? Adică ce, chiar așa cunoscut sunt eu, știi, că nu, a fost așa un șoc, zic, ce se întâmplă aici? Se schimbă statutul imediat. Da. Când ajungi la un club mare. Da, da, da. Asta e o lecție pentru fotbaliștii care poate nu reușesc să gestioneze treaba asta. Da, bine, nici nu e ușor de gestionat așa, da. Ce e cel mai greu de gestionat într-un moment ăsta? Da, totul e greu de gestionat. Și atenția pe care o primești. Mie mi se reproșa cumva că merg prea mult la interviu. Că vorbești prea mult cu presa. Da, dar eu vedeam în se reproșa cine? Că în club era în general. Și cred că și Meme la un moment dat mi-a reproșat chestia asta. Și mi-a zis, ce să fac eu? Să-i refuz eu? Da. N-avem ofițer de presă, e treaba mea să-i refuz. Okay. Încercați să le... Că nu e ca și cum îmi doresc să fac numai asta, să dau interviuri. Dar fiind tânăr venit, jucam bine, toată atenția era asupra mea. Fusesem convocat la echipa națională deja, aveam 21 de ani. Eram un fotbalist de perspectivă și atunci lumea vrea să mă vadă la interviu. Dar e urât să refuz eu, că după aia știi cum e. Știu. Poate încep să scrie ceva nasol de mine prin ziare. Mi-era frică de treaba asta. Dar da, și asta e greu. Uite, asta vreau să te mai întreb o chestie. Ți se pare că modul în care fotbaliștii de la FCSB sunt ținuți totuși așa, ca într-o închisoare mediatică, într-o închisoare comunicațională, hai să-i spunem așa. Pentru că e cumva ca un embargo, foarte rar apar să vorbească cu media, dăunează imaginii clubului o chestie de asta? Adică n-ar trebui să fie un pic mai deschis totul? Ba da, ar trebui să fie mai deschis. Dar mi se pare că totul ar trebui să fie mai deschis. Și ei ar trebui să fie mai, nu știu cum să zic, și față de suporteri, și față de noi, de cei care am jucat acolo. Adică, de ce? Cum ai simțit asta față de tine? Păi, deci, uite, aveam o discuție cu Luca Suca, la care chiar suntem apropiați și locuim aproape unul de unde celălalt. El nu vrea să apară așa. Am văzut că nu vrea să apară, da. Și vorbeam că noi, în momentul de față, suntem cumva inimă, nu-i așa, știi? Că dacă vreau să-l iau pe băiețelul meu de 5 ani să-i arăt unde am jucat sau să-i arăt ceva, nu știu, o poză, deci n-am unde să-l duc. Că în Ghencea, noi nu existăm în Ghencea, adică okay, noi nu avem nicio legătură. Da. Da? Pe Național Arena, iară, nu e nimic, ala e stadionul. Da, da, nu are o personalitate. Da, exact. N-are o personalitate. Iar la FCSB, nu știu cum să zic, n-a fost nicio acțiune, nu știu, să fim chemați odată la un meci, să zic, veniți și voi, uite, jucăm în Europa, haideți și voi la meci, mai ales că suntem, nu, am rămas cu ei, da, că nu știu ce exemplu să dau.
abar n-am, Miu e acolo, da, sau nu știu, da. Ogăraru e acolo. Da, sunt, s-au dus și în partea cealaltă. Jucător care s-au dus în partea cealaltă. Poprița. Și atunci, nu știu, și chestia asta mi s-a părut. Nu vrei un pic să ne atragi, să ne vadă lumea, că contează. Am dat un interviu la Chișinău, apropo de chestia asta. Și am explicat de ce cred eu că, sau de ce țin eu cu FCSB și de ce o consider steaua. A apărut, am văzut pe social media articole, Gardoș, nu știu ce, adică lumea încântată că da, eu țin cu FCSB. Uh-huh. Și parcă, și mi se părea, pă, nu e normal să fie așa, pentru că am jucat acolo, era da, echipa patronată de Gigi Becali. Adică mi se pare că are un impact de fiecare dată când cineva din foștii jucători, și mai ales când vorbim de generația noastră care a fost foarte bună, zice ceva pozitiv despre echipă, una, două se apare prin, prin presă. Și asta mi se pare că nu e... Da, nu, clubul s-a închis. Becali e clubul, e, e o jucărie, de fapt, clubul. Asta e senzația. Din păcate, da. Bun. Vreau să te mai întreb, că vorbeam de, de venirea la Steaua. Ai avut un an rău, al doilea. Da. Spuneai că povesteai în, în podcastul lui Voicu că toate se legaseră atunci rău. Ți-a murit bunicul, accidentare, a fost și povestea cu Băcilă. Da. El a, el a rămas cumva supărat pe tine. E o chestie pe care vreau să o discut un pic cu tine, pentru că e o chestie legată de relațiile umane între fotbaliști, între profesioniști. El a rămas supărat și scrie, spunea acum câțiva ani, domnule, în 7 ani, deci prin 2019, nu mi-a dat niciun telefon, nu vreau nimic de la el, nu vreau niciun ban, nu mi-a dat un telefon să-mi spună, băi, tu ce mai faci? Da, probabil, nu știu, am gestionat situația și relația cu el altfel decât s-a așteptat el. Ok. Deci, să zic, relația sau interacțiunea pe care le-am avut, am fost la spital la el atunci. Tu te-ai dus imediat după meci. Da. Pentru cei care nu știu sau erau foarte mici, ai avut o intrare, fractură la el, o fractură. Da, da, da. Trebuie să am mers la spital, ce să îmi dădeau lacrimele când i-am spus că cer scuze, dar ce se mai aveau scuzele în momentul ăla. Ok. Cam asta a fost, am discutat și cu soția lui, mi-a cerut scuze și ei. Asta a fost atunci. Ulterior, am jucat la Panduri un meci, l-am revăzut. Da. Cred că i-am dat un mesaj la un moment dat de Crăciun, Crăciun fericit, chestii genul ăsta. Okay. Și cam asta a fost. Eu din perspectiva mea am văzut lucrurile în felul următor. Ce să-ți spună unul care ți-a rupt piciorul și ți-a făcut un mare rău? Da. Adică mai mult decât să-mi cer scuze, și cred că se vedea pe fața mea că chiar mi-a părut rău pentru ce s-a întâmplat. Eu așa am văzut-o, nu știu, poate eu mă gândeam că dacă ar fi fost invers, mă gândeam ce să mai vorbesc cu omul ăla, ce să-mi tot... Aha, ok. Știi? Cumva și o rușine cumva o simți încă? Da, da. O mai simți încă când te mai gândești la poveste? Sau îți dai seama. S-a mai dus, da? Da, îți dai seama că o mai simt și îmi pare rău și acum. Dar în schimb, da, am văzut că el pare să fie în continuare... afecta și am simțit în nou fiecare declarație că parcă mă înțeapă într-un fel sau altul. Am ce să... Mai mult de atât n-am ce să fac. Dacă, adică decât să-mi cer scuze și chiar îmi pare rău. Și dacă după 10 ani, că și după vreo 10 ani de la... Nu chiar 10, 7-8 ani de la acel incident, încă mai era supărat. Da. Nu știu. Poate că ar fi momentul să... Nu știu, să-și găsească liniștea sau pacea. Acum nu știu ce să facă, dacă aș ști, l-aș ajuta. Da. Bun, hai să te întreb, să trecem și la chestii mai plăcute. Povestește-mi ceva din timpul meciurilor cu Chelsea. Pentru fanii FCSB care se uită la noi, ceva ce nu s-a văzut la televizor. Mă rog, la televizor s-au văzut multe, inclusiv când Becali îi trimitea să facă schimbare, dar ce nu s-a văzut? Din meciurile. Deci, dacă ai vreun moment de care ți-aduce aminte, nu știu, ceva petrecut pe teren cu vreun adversar sau ceva, o chestie care n-a fost atât de evidentă. Sau poate la pregătirea meciului, sau poate la discursurile de dinaintea meciului. Sau oriunde, alegeți tu dacă ai vreo chestie pe care o poți povesti. Nu știu. Am mai spus la un moment dat, cred că, treaba asta. Meciul cu Ajax, de exemplu, când am jucat la când am jucat la București. Cred că era minutul 80 și ceva când am luat o acțiune pe partea stângă și a venit un adversar din partea dreaptă și ne-am lovit umăr la umăr, dar fiind deja destul de minutul 80, fiind destul de epuizat. Și
l-am dat la o parte destul de ușor. Da. Și am avut așa un moment, zic, mamă, dar ce puternic sunt și ce tari suntem. Da. A fost așa un moment în care, știi, cumva priveai Ajax, mamă, e Ajax. Dar în momentul în care am avut contactul fizic, mi-am dat seama, stai că Ajax nu e chiar așa de... Știi, interesant ce-mi povestești, pentru că cine a povestit, te încerc să-mi aduc aminte cine a povestit aici în studio pe scaun, acum 3 săptămâni, domnule, am jucat împotriva voastră, FCSB, cu Reghe, antrenor și cu Neuber, preparator fizic, am intrat în cine a zis, în Tănase, cred, în Popa, în Adi Popa și m-am lovit ca de o stâncă. Un an mai târziu, plecase Neuber, m-am lovit de Adi Popa și l-am dat la o parte ca pe plastilină. Cum e posibil asta în fotbal? Am mai avut un moment cu Cristea, cu Andrei Cristea, care era la Dinamo atunci, și mi-a zis în timpul meu, Florine, ce faceți, mă, frate, că nu ne putem atinge de voi, nu știu, ceva de genul ăsta. A fost pur și simplu o muncă fizică extremă. Deci pot să o numesc extremă. Extremă. Da. Deci clar la asta se rezumă tot. TRX-urile erau cumva fața văzută a muncii ăsta. TRX-ul era 10% din ce făceam. Da. Adică nu era ceva. Uh-huh. Dar ce făceam pe partea de efectiv pregătire fizică, aveam un antrenament pe care îl făceam de obicei marțea, de forță, cu niște gantere de nu mai știu câte chile în spate și cu sărituri peste jaloane și așa mai departe. Era foarte, foarte greu. Deci n-am avut niciodată în viața mea așa antrenamente tare. Nici spune în Premier League, nici înainte, nici după, nicăieri. A, deci nici în Premier League. Nu. Că se spune, domnule, în Anglia e campionatul unde pregătirea fizică e dusă la extrem. Nu era. Nici, nu mai vorbesc de volum, că de fapt aici era... Da. Aici, asta era foarte greu. Volumul, lungimea antrenamentului și cât se încărca era... Uneori credeam că glumește. Când ziceam, mai avem și așa, zic, tu te bădă, nu există. Și chiar mai avem. Vreau să te întreb o chestie. Nu știu cum să te întreb, dar o să te întreb. Pentru că, asta e meseria noastră a jurnaliștilor. Știu răspunsul tău, îl cunosc, însă e o față a nevăzută a sportului despre care nimeni nu vorbește sau foarte puțin vorbesc. Partea de pregătire chimică, vitaminizare și alte lucruri. Nu vorbim de doping aici, că poate sunt metode care sunt undeva înaintea antidopingului. S-a vorbit foarte mult atunci, erau punguțele care erau aruncate ostentativ în față, la un moment dat înțeleg că s-a pus problema, ați trimis în niște redacții niște punguțe la un moment dat, cu așa, și s-a înțeleg că s-a discutat în vestiar dacă cumva jucătorii să și facă pipi în punguțele alea, că erau ziariștii antipatici care spuneau despre dopaj. Dar au fost și oameni de fotbal care au vorbit despre asta. Vreau să te întreb dacă ai făcut o zonoterapie la FCSB. Da. Ai făcut. Trebuia să facem. Ce formă? Era program. Mergeam, nu mai știu unde, era un cabinet ăsta de ozon. Tiron, pe Știrbei. Probabil. Și... Cred că era ceva până la gât, te băgai șezut, dacă mi-au bine aminte, capul afară și era... O saună. Da, ceva în genul. Ok. Dar era, spun sincer, noi o priveam ca o... Au găsit încă ceva ca să ne mai ocupe din timpul liber. Deci așa era, așa era privită. Da. Adică nu pot să conțelege, cel puțin eu nu prea o înțelegeam și nu prea credeam în ea. Mai erau insuflațiile rectale, neplăcute. Au povestit fotbaliștii, atacanții, Tade cred că a povestit, sau nu mai știu cine a povestit, da, domnule, ne făceau, aveam niște crampe teribile, dar nu simțeam nimic. Făcea cine voia să facă treaba. A, deci nu era obligatoriu asta, nu? Nu, ar fi culmea. Bine, și mai era metoda despre care nu se vorbește și nu se va vorbi probabil, metoda sângelui. Scos o zonoterapie și băga la loc. Nu a existat. Asta n-a existat. Deci aveau aparat cumpărat. Cei de la FCSB și-au cumpărat la un moment dat în 2015, după plecarea ta și-au cumpărat aparat. După plecarea mea nu știu, dar cât timp am fost acolo... N-ați făcut chestia asta. N-a existat așa ceva. Și mai există, că tu pomeneai de Premier League și așa, m-a întrebat lumea o grămadă de timp. Așa. Ce fac mai în Premier League de aleargă așa? Ce așa, vă dădeau? Zi tu ce aleargă. Ce fac? Nimic nu ne dădeau. Cum? A, nu cred asta. Deci nimic nu ne dădeau. Pe cuvânt dacă nu. Deci dacă vedeai, aveam la mic dejun când veneam așa o cutiuță, un pahar de plastic cu vitamin. Niște bombonele pe acolo. Da. Deci sunt lucruri pe care eu le iau acum, mă duc la farmacie și mi le iau și acum. Ulei de pește omega-3, așa. Magneziu, zinc, ceva complex de multivitamine și... Și cam asta tot? Era.
Și aveam, nu știu, vreo, cred că 3-4 feluri de proteine. Când era antrenament de forță, aveam proteine de creștere, când era un antrenament mai tare de... Pudră sau... Pudră. Pudră, ok. Da. De recuperare, aveam ceva proteine de noapte pe care le dea înainte, cu o seară înainte de meci. Așa. Zicea, s-o beți înainte de culcare. Dar nu era nimic. Acolo sunt, pur și simplu, sunt... Selecția e făcută în așa fel încât să vină cei mai potenți fizic. Deci, practic, sunt aduși, să nu te supăra, exemplarele cele mai da, puternice. Da, e, așa e. Ok. Așa e. Deci, e cumva o selecție naturală și e cumva... Da. 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 Deci asta e explicația, nu există alte explicații. Mm-hmm. Ok, că... Dar totul făcut științific, adică, nu știu, teste foarte riguroase. Da, foarte... da. De exemplu, aveam fiecare dimineață test de urină. Okay. Și mereu îmi ziceau, ești deshidratat, bea apă, ești deshidratat, bea apă. Și la un moment dat, deja când ajungeam în vestiar dimineața, aveam sticla pe scaun. Dar nu beai apă, într-adevăr nu beai apă până atunci sau cum? Eu beam, dar nu cât ziceau ei. Ah, ok. Deci și cât dat ar seama trebui să bei? Par n-am, da. Mereu eram deshidratat. Eu mereu eram deshidratat. Deja era enervant, nu se scria la un moment dat, știi? Că mă forțam să beau apă. Da. Cam asta e. Vis-a-vis de... E surprinzător că spui asta și am citit undeva într-un interviu de-al tău, domnule, la FCSB făceam lucruri, când m-am dus acolo, din contra, am simțit că am pierdut pregătire fizică și că poate de-aia m-am și accidentat. Da, da, clar de-aia m-am accidentat. De-aia te-ai accidentat? Da. Că atunci erai încă în dubiu, domnule, încă nu știu să... Da, eu sunt 90% sigur că de-aia m-am accidentat. Deci de-aia te-ai accidentat. Erai aici, erai suprapregătit, acolo te-ai dus și ai rămas... Da. Adică pe lângă faptul că... Am dat exemplu. Sună bizar, adică sună, m-am dus în Premier League și eram sub pregătit fizic. Da, de ce? Pentru că eu începusem să joc undeva prin decembrie, când am început să aglomereze meciurile, până prin februarie. Și pe urmă am ieșit din ambele cupe și a rămas doar cu campionatul. Și se întâmpla, de exemplu, prin februarie în Premier League, dacă nu ești în nicio cupă, se întâmplă să ai weekend în care nu ai meci în Premier League. Sunt goale atunci, pentru că e cupă. Da, și atunci primești și liber 4-5 zile, adică era 4-5 zile nefiind liber. Vacanță în decembrie, mai primești atunci câte ceva. Și pregătirea mea, și era cumva normal, că spre sfârșitul campionatului deja antrenamentele scad ca intensitate, eu meciuri n-am mai avut și atunci eu m-am tot dus mai jos. Mai jos. Și te-ai accidentat în vara aia atunci? În cantonament, da. În cantonament. Da. Și altă greșeală pe care am făcut-o, am primit un program de vacanță, am vacanță 7 săptămâni. Da. Eu aveam la Steaua 10 zile maxim, că începea naționala sau... Ce fac eu cu 7 săptămâni de vacanță? 7 săptămâni de vacanță, am primit un program, dar era foarte lejer, adică, nu știu, alergare de 12-15 minute pe zi, un pic de forță, nu era mare lucru. Ok. Și m-am făcut programul de vacanță. Liniștit. M-am întors, cred că 2 zile sau 3 zile ne-am antrenat și am avut primul meci amical. Da. Pe meciul amical mă uitam la ceas din 2 minute. Duc o dată prima repriză, că o repriză trebuia să joc. Da. Adică m-am simțit total nepregătit pentru meciul amical. Și după încă 2 zile sau 3 zile am avut un nou meci amical în care chiar am accidentat. Deci a fost cumva și neavând experiența asta competiției Premier League, eu eram și ca la noi. La noi 7 zile, vorba aia, 7 zile nu vezi mingea. Da. Eram obișnuit să fie alergat, și pe urmă intrai la meciurile amicale și la minge. Și la ei era altfel. Mai ales fiind că era Ronald acum când am ajuns, preparator fizic olandez, cred că am cel mai ușor cantonament din viața mea. Wow. Adică lucram mult, mult pe exerciții de pasare, posesie, chestii genul ăsta, alergă foarte, foarte puține și era meciul. Deci ei mergeau practic, pe ideea asta, te pregăteai în meci. Mingea cumva, fizic, făceai pregătirea. Da. Fii atent, vreau să-ți arăt niște poze cu niște băieți de la Southampton, să ne povestești un pic așa, să ne descrii pentru copiii care se uită la noi și sunt fani Premier League și vor să înțeleagă cum sunt băieții ăștia în realitate. Hai să vedem ce poze avem, dar înainte de asta, țineți pozele un pic. Povestește-ne prima experiență, primul meci în Premier League, cum, ce ai simțit? Și ce ai simțit și fotbalistic, nu doar ca sentiment. Primul meci a fost un meci cu Swansea. Da. Am intrat la pauză, se accidentase Maia Yoshida, era un coleg care joacă acum la Schalke, dacă nu mă înșel. S-a accidentat și am intrat la pauză, dar când a fost accidentat, era Boni, era atacant. Wilfred Boni. Puternic rău, da? I-a dat una lui săracul Maia Yoshida, deși a ieșit și el a luat roșu. Ah, ok. Deci am intrat în superioritate da. Și a fost destul de ușor, pentru că am dominat a doua repriză și am și dat golul victoriei, am câștigat meciul, deci a fost super. Ok.
Dar cu adevărat experiență pe care sigur o țin minte toată viața a fost primul meci ca titular care a urmat la nu mai știu câte zile după la Arsenal, deplasare așa. Cupa Ligii. Așa. A fost și primul meci al lui Mané la Southampton. Da. Și am câștigat cu 2-1. A fost o victorie pe Emirates. Teren? Apropo de ritm, intensitate, de tot. Ca intensitate, sigur, simțeam, am simțit pentru prima oară exact că am deja am mers cu o treaptă mai sus, da, pentru că nu aveam timp niciodată, adică asta era senzația. Venea mingea, n-aveai timp niciodată. Totul în criză, era în criză de timp. Trebuia să gândesc repede, preluare pas, ce să, cum făceam prin Liga 1, să urc cu mingea la picior, chestii, nu, parcă n-aveam timp dar să uite, fac treaba. Dar uite, Chinichi încerca să-și facă chestia asta la Tottenham și nu prea i-a ieșit. Păi, nu prea i-a ieșit. Da, acolo e o diferență destul de mare. Pentru de ce? Că, pentru că toată lumea dă 100% mereu. Eu n-am văzut așa ceva. Deci, indiferent că am jucat cu echipă de League One, care e Liga 3-a, în cupă, deci nu, parcă nu se opreau niciodată. Și atacanții. Adică nu exista că, ok, minutul 80, nu mai fac pressing. Îți faci o preluare mai lungă, l-ai un pic în spate și el rămâne acolo. Nu. Da. El venea din spate și îți dădea una sau ceva făcea. Da. Deci, cam, asta a fost una din diferențe. Și nu știu, a fost un moment fotbalistic vorbind în care am zis, bă, sunt fotbalist, chiar sunt fotbalist, adică Alexis Sanchez, atacant. Micuț așa, cum, da. Cum era? Ba, greu de tot. Era și în perioada în care era bine. Da. Și eu și colegul meu din meciul ăla, cine? Fonte, Fonte, da. Amândoi mai, nu eram niciun vreun vitezist așa. Pic, da. Și trebuia timpul să fim foarte atenți pe plecările lui în spate. Ok. Da. Dar, na, victorie, ce să mai meci, incredibil. Să câștigi pe Emirates. Hai să vedem, da, hai să vedem pozele, ia să vedem pe cine avem în pozele colegilor tăi. Unul e adus în locul tău, adus că te-ai accidentat. Da, vezi, n-a dat loc. O bere. I-ai făcut loc lui Van Dijk, pentru cei care nu-l cunosc. Da, era chiar în perioada asta despre care îți spuneam că m-am accidentat. Alderweiler, care fusese titular de drept sezonul dinainte, era împrumutat de la Atletico și n-a mai rămas. Okay. A fost cumpărat de Tottenham. Și s-a mers pe ideea că voi rămâne eu cu Fonte, Yoshida și era un tânăr care era în Naționala Tinereta Angliei. Deci ăsta era patru fundași central, urma să începem sezonul noi patru. Din păcate, eu m-am accidentat și atunci ei s-au reorientat, au trebuit să cumpere pe cineva și l-au găsit pe băiatul ăsta. Care are un fizic incredibil. Da, n-am, pentru mine, eu n-am mai văzut așa ceva. Nu? Deci n-am văzut așa ceva. Deci gândește că e, cred că undeva pe la 1,90. Deci mai scund decât tine un pic? Mai scund decât mine, aproape 100 de kg. Okay. Și era... cred că al doilea sau al treilea ca viteză din echipă. Serios? Și eu nu l-am văzut odată în sala de forță în trei ani. Tu vorbești serios? Da. Niciodată? Niciodată. Deci, și un poate jucător... Poate că făcea acasă? Nu, făcea. Era nativ, e bestie. Ok. Și nici nu se antrena să zici că, mamă, să vezi ce bagă Van Dijk la antrenament. Nu? Și... era așa. So and so. Și ca atitudine cum era? Ca atitudine, instant, vedeai că are ceva... aură de asta de lider. O aroganță? O aroganță, da, și o aroganță. Păi a venit și cred că după o săptămână el băga muzică în vestiar, dă mie, nu știu ce. Ce dar vedeai că ești, adică se baza pe ceva, că asta e ideea. Asta mi se pare, ok, când ești arogant și bazat. Vrei să fii, da, arăți și pe teren. Pe teren. Și... el de la Celtic venit, cred. Da, ne-am dat seama instant, toți, ne-am dat seama că va fi... Ok. E doar un pas, sau Southampton e doar un pas pentru el. Lovituri libere bătea... Lovituri libere nu, băi, el aveam pe Ward-Prowse. Să vedem și pe el acum. Cine bate lovituri libere? Dar mai bătea și el în forță? Rar l-am văzut, dar l-am mai văzut bătând în forță. Poate, nu mi-aduc aminte. Bun, hai să vedem. Trecem de la Van Dijk mai departe la cine? Pe cine mai avut coleg la Southampton? Ia să vedem. Trecem și-l vedem pe acest băiat. Acest băiat total opusul lui Van Dijk. De ce? El venise de la Salzburg, nu prea vorbea engleză. Fiind vorbitor de franceză, era timid, nu prea vorbea în vestiar, foarte cu minte, așa la locul lui, dacă nu îl întrebai tu, nu deranja pe nimeni. Uh-huh. Dar în schimb, și la el s-a văzut, deși nu mă gândeam că va progresa așa de mult, se vedea că era fost, ziceam, e sharp, adică schimbările de direcție rapide, foarte fâșineț așa.
Și în acel meci despre care discutam cu Arsenal, a scos penalti. Okay. A intrat în a doua repriză, a luat opțiune 1-1 și a scos penalti. Dar ca atitudine și cum se antrena și chiar era un exemplu. Și foarte, am văzut la el în țară foarte, un tip foarte implicat în zona asta socială, să-și ajute oamenii din satul natal. Am citit și eu articolele cu telefonul, a spart și că a la un moment dat cu telefonul spart. El era la Liverpool, dita mai fotbalistă și avea un telefon. Da, probabil, na, ajungând la Liverpool și salariul lui sigur a crescut foarte mult, atunci a început să se implice și pe partea asta. Da. Bun, hai să vedem pe cine mai avem aici. Pe cine? Repede. Tadic. Dusan Tadic. Da, alt fotbalist senzațional. Ca și, cum să zic, ca și se simțea etică, că e balcanic. Ca și etică de muncă. N-am văzut fotbalist ca el. Deci e un Cristiano Ronaldo așa în miniatură. Da. Era non-stop, se antrena non-stop. Era zi liberă, el era la antrenament. Și nu mă mir că acum câteva săptămâni am văzut, a ajuns la 100 de goluri pentru Ajax. 100 de goluri. Da. Și el a venit la Ajax aproape de 30 de ani. Da, exact. Deci, da. Adică prima oară când am ajuns în Anglia, am văzut la el. Da. Eu în ziua în care am semnat contractul, era zi liberă pentru jucători. Și el era la stadion. Și întrebam, la ce face aici? Se antrenează. Wow. Păi dai zi liberă. El e la antrenament. Ce impact pentru tine. Eu nu credeam că există așa ziua ceva. Ziua liberă, se respectă. Deci, era non-stop făcea ceva. Știi ce mi-a venit acum și vreau să te întreb, că după aia o să uit. Cum a fost impactul financiar cu Premier League? Pentru că se vorbește, e un Eldorado, Premier League e considerat un Eldorado și toată lumea își dorește să-și joace în Premier League. Și am citit interviuri date de alți fotbaliști străini, nu români, care au mers în Premier League și spuneau, domnule, am semnat, mi-au intrat signing on fee, acea sumă de instalare. Și am zis, wow, ăștia-s banii mei sau sunt banii al cuiva? Ai avut șocul ăsta când te-ai dus? Nu am avut. Bine, n-am avut nici sumă la instalare, poate. Poate din cauza asta. Poate n-ai luat-o tu impresia. Da, posibil. Nu pot să zic că a fost așa un șoc. Era nu știu cum să-i spun, așa o relaxare și parcă nu venea să cred că poți să câștigi atâția bani. Adică nu mai era chestia pe care o aveam, că și la Steaua. Să știi că am vrut să-ți caut salariul în Football X în baza de data, nu ți l-am găsit, nu. Se mai întâmpla să întârzi el și la Steaua. Da. Se ajungea la 2 luni uneori. Mm-hmm. Nu că era ceva, că aveam, totuși aveam 10.000, adică nu era neapărat o problemă, că trăiam de la un salariu la altul. Dar aici 28 era ziua de salariu, era clar că nu aveam nicio emoție. Dacă era duminică, intrau înainte, da. Și în decembrie intrau la începutul lunii, că e bank Boxing holiday, nu știu și, ce, Boxing Day, și nu le mai erau închise bani. Adică intrau din decembrie? Da, intrau înainte. Și stai seama, și eram, deci noi eram, cred că, locul 16 sau 17 ca medie de salarii în Premier League. Adică eram o echipă slab plătită. Da. Dar se câștigă enorm de mulți bani, enorm. Câteodată, da, stai să te gândești, de ce se plătește așa mult? Adică te-ai gândit vreodată? M-am gândit, da, sincer, n-aveam cum să mă gândesc. N-am auzit fotbalist să spună asta, până acum, ești primul pe care îl aud. Da, și eu n-am câștigat așa mulți bani. Da, da. Asta e adevărul, dacă te uiți la Manchester sau la Chelsea, am văzut o listă cu salarii. Nu mai știu, acum cât e cel mai bine plătit? Deci, când scriam eu despre fotbalul englez în 90 ceva, 100.000 de lire sterline pe săptămână era un salariu genial. Deci era 100.000 de lire pe săptămână. Da. Deci era bombă. Nu acum știu, cred că 400 ceva, da, nu? Cam da, acolo. Da. Nu, 400.000 de lire sterline pe săptămână. Ce faci cu banii ăștia? Nu știu. Chiar nu știu. Dar, în schimb, uite, poate e și el prin poze, Grațian Opele. Așa, nu l-am pus, dar e prietenul tău, știu. Da. Așa. Avea... Cred că avea în jur de 80 sau 100. Pe săptămână. Da. Și îi spărgea pe toți. Deci era... Cum? L-am avut o discuție la un moment dat și vorbeam de chestia asta cu banii, că na, și pentru el a fost. Venea de la Feyenoord, adică nu era chiar... Da. Și zicea, nu știu, uite, am luat... El circula cu avion privat, pleca acasă la Lecce, mă rog,
stătea tot timpul la, avea el un hotel în Londra unde, nu știu cât era, 800 pe noapte sau 1000 pe noapte. Okay. Adică dacă vrei să cheltui, cheltui. Puteai să cheltui, da. Și zicea, dar nu ți-e frică să, nu știu, să pui și tu deoparte? I believe in myself, nu știu ce era. Și uite că I believe in myself s-a dus în China și a avut, nu mai știu, 30 sau 35 de milioane salariu. Eu fi spart și pe aia oare? Nu știu, dar am zis că dacă e vreo unul care poate să-i spargă el. El e, da. Bun, și hai să vedem. Alderweireld? Alderweireld e un tip așa, introvertit. Nu prea pot să cam povesti multe. Nimeni nu prea povestea multe cu el, că era așa, da? Părea că e mai... Într-o cochilie, așa? Da. Dar ca fotbalist m-a impresionat. M-a impresionat știința jocului și tehnica lui, ca fundaș central. Fabulos, da. Lovea mingea cu stângul, cu dreptul, crescuse la Ajax și avea, se vedea sânge. Așa că avea o școală. Da, bun fotbalist. Hai să vedem, cine mai e, că cred că mai avem pe cineva. Vreau să trecem prin mult mai multe chestii, nu o să mai avem timp să mai trecem prin toate chestiile. Ward-Prowse. Ward-Prowse, da, era chiar tinerel când am ajuns acolo, dar la fel. Ce îmi plăcea la el... Dacă aveam meci sâmbătă și nu juca sau intra puțin, duminica era la echipa a doua, tot timpul. Adică nu exista să-și ia zi liberă. Da. Mereu. El era tot timpul... tot timpul avea meciuri în picioare și nu lipsea niciodată. Nu se accidenta și asta era o mare calitate a lui. Dacă juca la echipa mare, juca la echipa mare. Dacă intra puțin, juca la, la Under 21-23 ulterior. Deci foarte, foarte constant. Nu pot să zic că e super talentat sau l-am văzut vreodată un super talent. Sigur are abilitatea asta de a lovi mingea extraordinar. Da. Dar cred că asta e cuvântul cheie la el, constanța asta. Ți-a scris pe Facebook, nu? Sau? Da, mai schimbam mesaje pe Instagram. Mai postam ceva cu băiatul meu și mi-a mai scris ce a crescut, ce mare e. Și, și el are un copil și cam atât. Vreau să te întreb... Ce n-a mers cu Mangia la Craiova când ai venit? Nu știu, pentru mine Mangia a fost așa o... N-am reușit să-l înțeleg. Să-l descifrez. Da, n-am reușit să-l descifrez. Am ezitat foarte mult înainte de a mă întoarce, pentru că vroiam foarte mult să plec când acolo nu mai aveam nicio șansă și... inițial a fost vorba de viitorul. Să vin la viitorul. Da. Am avut o discuție cu domnul Hagi. Echipa atunci se bătea pentru play-off, nu era, viitorul nu era încă în play-off și mi-a zis, gândește-te că nu suntem încă în play-off, gândește-te că la noi salariul e mic, mă rog, era mai puțin important că îmi plăteau cei din Anglia aproape tot salariul, adică nu era neapărat o problemă asta și mi-a zis, gândește-te bine, gândește-te că și Craiova are nevoie de fundaș central, deci Gic Hagi mi-a spus chestia asta. Și am avut o discuție cu Pietro Chiodi, cu el mai vorbeam atunci și mi-a zis da, e altceva Craiova, gândește că e stadionul ăla, vine cineva la meci să te vadă. Eu aveam 27, împlineam 28 anul ăla, că eram încă la o vârstă bună. Mă gândeam că vin, mai joc un pic și poate reușesc să mai plec iar. Și am zis ok. Craiova să fie. Am avut o discuție cu Davis Mangia, mi-a zis da, am nevoie de tine, am nevoie de vreau să am... El juca cu trei. Da. Vreau să am dubluri pe fiecare post. Am ezitat în special pentru că soția mea era gravidă și era în 8 luni deja. Adică era destul de greu de la decizia asta după 3 ani jumate în Anglia. Mă rog, am venit până la urmă, dar din start nu l-am înțeles. Adică, ok, m-a adus la echipă, cred că 5 meciuri am fost în tribună. Și, ok, sunt în tribună, dar se juca, pentru că era și cupă, Craiova era în cupă, în anul ăla am și luat cupa, și se juca și în timpul săptămânii. Da. Și atunci dacă sâmbătă am meci, vineri fac antrenament ușor, sâmbătă am meci, mă luam cantonament, dar eram primul sub listă, cum zicem noi la fotbal, da. Deci mă țin în tribună. Ok, luni am antrenament tare, marți am antrenament ușor, că miercuri e cupă. Din nou făceam marți antrenament ușor, miercuri eram cu echipa în cantonament, iar primul sub listă. 5 meciuri consecutive. Și zicea la televizor, păi ăsta nu e pregătit, nu am cum să-l bag. Păi atunci lasă-mă să mă pregătesc, trimite-mă, nu știu, cu preparatorul, fă ceva. Adică pentru mine asta a fost o necunoscută. Și îmi zicea, vreau să fiu lângă echipă, că tu ai experiență și tu ai câștigat trofee și nu știu ce.
da, da, trebuie să mă și antrenez. Eu vreau să joc, nu vreau să fiu antrenor secund. Da, exact. Aici. Și de aici am, cred că am început cu stângul. Relația cu el. M-a mai enervat. M-a enervat rău de tot. Și la tine, în limbajul corpului, probabil că se simțea după aia, vis-a-vis de el, ostilitatea oarecum. Și nu mă așteptam să vin, mai ales că am și discutat cu el. Stai așa, stai așa. Țin acolo. E ok, că am și eu un aici. Ia, țin acolo. Poți să spui. Că te țin eu de vorbă. Vorbesc eu până. Și nu dai seama, am fost foarte nemulțumit de treaba asta. Odată am plecat, cred că al patrulea sau al cincilea meci, am jucat acasă. Mi se născuse deja băiețelul și la fel. Merg, stau în cantonament, aflu că nu sunt pe listă, mi-am luat geanta și am plecat acasă. N-am mai stat la meci. N-ai mai intrat în program. Deci de start, eu după o lună, clar, am intrat. Deja un mini clinch a fost acolo. Ok, știu? Da. Ulterior am început să joc, lucrurile au fost în regulă. M-am accidentat, am făcut o ruptură musculară și am pierdut ultimele 3 săptămâni din sezon. Și m-am convins să semnez un contract. Am avut dubii din cauza lui. Da. Dar, mă rog, m-au convins. În rest, mi-a plăcut ce am văzut acolo, grupul, condițiile și așa mai departe, mi s-au părut în regulă. Dar, din nou am început, chiar dacă am început sezonul titular, m-a scos din echipă destul de rapid. Ok, n-am excelat, n-am avut evoluții foarte bune, dar echipa mergea foarte prost, pentru că el... Cred că o greșeală mare a lui era foarte, foarte încăpățânat și voia să controleze tot. Asta a fost greșeala lui. Eu am mai vorbit, poate am mai văzut interviul, am zis că din punct de vedere tactic a fost senzațional, unul dintre cei mai buni pe care am avut. Și pe partea asta și cum pregătea meciurile, excelent. Okay. Dar prea voia să controleze ce face preparatorul, ce face doctorul. Avea un preparator foarte bine pregătit, Cornel Blejan, nu lăsa să facă mai nimic. Aveam, după, de exemplu, cei care nu jucam a doua zi după meci, eram obișnuit, să facem, jocuri, unul contra unul, chiar să încarci, să ai și tu ceva din experiența celorlalți. Nu era de acord cu treaba asta, zicea că nu, să facă alergare, făceam niște alergări de astea de 80 de metri, care erau total nespecifice. Asta știu de la Tommy Neuber, care zicea, când alergi 80 de metri la fotbal, spune și mie, ziceam, în linie dreaptă. Da. Ziceam, nu prea, poate de la un corner să te întorci pe contraatac. Da, deci asta era obsesia asta de a controla tot. Și nu accepta nicio idee, adică erau idei, mai ziceam și eu anumite lucruri vis-a-vis de, nu știu, când era un out al adversarilor aproape de poarta lor. Da. De ce nu facem pressing? Nu, că el vrea să aibă siguranță în spate sau ce? Da, să aibă 11 jucători în spatele mine. Okay. Bă, dar totuși poți să-i recuperezi acolo și sar niște pași. Mă rog, nu, deci nu accepta nicio idee. Ok. Da, și conflictul a apărut tot așa. Jucasem, am jucat un meci de cupă cu Snagov. Am dat gol, am câștigat meciul. Am avut o lovitură, o contuzie, ceva și am lipsit meciul de campionat, chiar următorul meci. Meci pe care l-am făcut egal acasă cu Hermannstadt. Da. Eu l-am considerat un semi-eșec, 1-1. Mm-hmm. Și urma meciul cu FCSB. Și se întrerupsese, pentru echipa națională, se întrerupsese campionatul. Și îți dai seama, alea două săptămâni cât am fost, vreau neapărat să joc împotriva fostei echipe. Și la antrenament eram peste tot alunecări, certam, zic, să vadă, chiar îmi doresc. Și a venit ziua meciului, din nou cantonament, din nou ședință, din nou primul sublistă. Și m-au apucat toți dracii. A fost picătura. Cum ai reacționat? L-am jurat. În față, în față? Da, eram la ședință, de față cu toată lumea. L-am jurat și am ieșit din sală. Am trântit ușa în spate, n-am fost să sparg ușa aia. Deloc profesionist. Nu, clar a fost. Și dar n-am făcut în viața mea așa ceva. Okay. Doar că a reușit să mă scoate din pepeni. Da. Uh-huh. Și am plecat acasă. Îți dai seama că în momentul ăla s-a terminat tot. El fiind și destul de ranchiunos, așa din ce am observat. Deși am fost amendat, deși am fost trimis la echipa a doua, așa mai departe. A zis că m-a trimis o săptămână la echipa a doua, după o săptămână am vorbit cu domnul notaru să mă întorc. Și a zis că Davis nu vrea să te întorci, că echipa merge bine și să nu strici atmosfera. Ah, ok. Deci venea să-l omor, pe cuvânt. Nu. Ți-am văzut declarațiile legate de povestea cu Popa. Ai fost în vestiar când i-a băgat mâna în gât la Botoșani. Da.
Adică se vedea că e ceva în regulă cu el din punctul ăsta de vedere? Adică că e un tip care... Că e un predător sexual. Hai să nu ne mai spunem după cuvinte, că asta este. Acum, din gestul ăla, nu. Trage altă concluzie, că da. E un pic, dai seama, nu-și poate stăpâni emoțiile și n-a fost în regulă. Adică eu n-am mai văzut așa ceva în viața mea. Serios? Atât de violent a fost? În gest. Și gest. Deci, când te gândești vreodată că la echipă de fotbal strânge la propriu de gât. Nu, deci n-a fost în regulă. Îl vedeam, sigur, pe bancă cum se manifestă, dar am zis că, bă, totul se rezumă la gură. Da. Nu mă gândeam cu toată că o să-l văd chiar să facă treaba asta. Dar chestia asta se simți? Ai simțit vreo secundă că e o problemă cu el? Nu, erau pur și simplu glumele astea de vestiar, știi? Vezi să nu te vadă când ești la duș, vezi să nu știu ce, dar okay. Deci era ceva, un filon. Da, dar eu nu cred, eu nu prea cred teoriile astea conspirațiilor, știi? Și nu, n-am crezut. Și la un moment dat, când m-am deșteptat eu un pic, a fost... Chiar în momentul ăsta, când mă trimisese la echipa a doua, îl trimisese și pe el, nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Pupa, da. Și nu știu ce mai face nebunul ăla, nu știu ce. Da. Îți dai seama, eu vreau să cumva se întâmple ceva, să fie dat afară, clar. Și mi-a zis el ceva de genul, stai liniștit că o să-l dau în judecată. Și atunci n-am intrat în detalii, pentru că chiar am avut o relație ok cu el. Da. Mi-am dat seama că e o chestie personală, n-am intrat în detalii, n-am vrut să-l pun într-o situație inconfortabilă și așteptam să se întâmple, să plece, dar nu s-a întâmplat, nu știu de ce a ezitat, poate a fost frică, mă rog. Sigur a fost frică, da. Și au mai trecut câteva luni până a plecat. Vreau să te mai întreb, așa, pe final, pe final am trecut 15 minute. Două, trei chestii vreau să te mai întreb, că nu mai am timp să-ți mai arăt antrenor din cariera ta, vreau să te mai întreb, dar nu, poate altă dată te mai prinde și mai povestim un pic. Zi-mi care a fost cel mai greu de ținut adversar din cariera ta. Cel mai greu mi s-a părut Van Persie. De ce? Ce făcea? Era foarte abil. În special mi se părea că felul în care se demarca era unic, așa. Demarcări false. Ce? Da, demarcări false și... Știi, ca fundaș, îți place să ai tot timpul atacant cumva lângă tine, să pui mâna pe el, chiar să pui mâna pe el, știi? Da. Și ne dă impresia că fie venea mult la primit, atât de mult încât să nu mai pot să merg după el când lăsam un spațiu prea gol, dar nici prea aproape de mine nu venea, adică avea, nu știu, păstra așa o distanță între el și fundaș. Da, nu știu, era clar talent. N-am văzut la nimeni chestia asta, mi s-a părut chiar... Deci, practic, el căuta metri de spațiu, atât, jumătate de metri de spațiu. Da. Dar suficient cât să nu poți să mergi după el, sau să riști foarte mult dacă mergi după el, sau dacă nu mergeai, una două găsea oportunitatea să facă ceva. Practic, te băga în capcană tot timpul. Exact, da. Asta mi s-a părut. Tare, s-a părut. Înseamnă o inteligență în joc teribilă. Da. Și am avut un meci cu Național, la meci de calificare în Olanda, și a fost, meciul ăla a fost, parcă, nu știu, altă lume. Efectiv, nu, parcă au trecut 90 de minute și eu n-am făcut un tackling la el, eu n-am reușit să-l ating odată. Nu te apropiat de el. Da. Okay. Ulterior am jucat și cu Southampton la United. Da. Și n-a fost chiar așa, au avut și eu o zi mai slabă, am și câștigat meciul. Așa. Fusese prima victorie după nu știu câți ani al lui Southampton acolo. Dar, era altă clasă, să zic că e altceva. Povestește-mă o farsă din vestiarul lui Southampton. Anglia e o țară în care se fac farse în vestiar și unele se chiar fac. Ieșite din... Da, ai auzit bine, chiar am o grămadă. Dacă poți să ne povestești una, dacă e atât de deranjantă, poți să nu dai nume, dacă... Adică... Nu. Era chestia asta cu Secret Santa. Okay. Da, Secret Santa era Secret Santa, adică extrăgeai un bilețel cu un coleg căruia trebuia să-i faci... O farsă. Era gen un cadou de Crăciun, dar trebuia să fie neapărat ceva amuzant și să-l ataci cumva. Să-ți dau un exemplu, lui Wanyama, era mijlocașul nostru atunci, i-au spart casa la un moment dat când eram noi la un meci și un alt coleg i-a făcut cadou o cagulă și un televizor de la cu tub și gen o aluzie cumva că i-au spart casa, ceva de genul ăsta. Adică erau faze de genul ăsta destul de multe. Una tare, neapărat farsă, tot în perioada Crăciunului, era un Christmas holiday, ziceau ei. De fapt, era într-o zi când era liber, mergeam undeva. Fie la Londra, fie într-un an urma să mergem la Paris, nu ne-am mai dus. Ca băieții, Și strângeam bani pentru
excursia asta. Da. Și banii strângeam din amenzi. Și au cumpărat la un moment dat, eu am undeva pe Instagram, dar trebuie să dai un scroll așa mult, mulți ani în spate. Cumpăraseră o roată, de aia de, ca la roata norocului, știi? Așa, da. Dragi de ea și unde se oprește acu. Și pe aia puteai să scrii ce vrei pe triunghiurile respective. Și în momentul în care făceai o greșeală, ceva, îți uitai mănușile pe teren, nu-ți curățai ghet, nu știu, era o chestie, ceva ce se putea da o amendă, stabilisem niște amenzi, care erau gen 50 de lire, 100 de lire, și trebuia să dai de roată. Și pe roată aveai ori 3, amenda ori 3, amenda ori 2, să dai de mâncare la toată echipa. Cât însemna să dai de mâncare la toată echipa? Era mai mult decât amenda ori 3? Era mai mult? Da, era pentru că eram 20 ceva de inși. Da. Totul era să dai oricum. O prostie, ca să vezi tu la ce, în ce lume trăiam și trăiesc. Cumpăraseră o mașină, o ceva vechitură de vreo 700-800 de lire. Da. Și dacă trăgeai de și nimereai acolo, trebuia să vii cu ea on match day, știi? Să vii cu rabla aia la stadion, știi? Că niște tâmperii de-astea. Și-a nimerit-o cineva? Nu, n-a nimerit-o nimeni, culme, n-a nimerit-o nimeni. În schimb, am prins eu, aia am și filmat, am prins două zile consecutive amenda ori 3, dar o chestie tâmpită, ori uitasem o mănușă, o ceva, îmi căzuse din... Da. Da, mă rog, ne vânam unul pe altul ca să adunăm bani în bugetul respectiv. Dar zi-mi ce cadou ai primit de Secret Santa. Am primit un bilet, mă rog, așa, virtual, de avion, pe care scria No return ticket to Bucharest. Adică, adică să nu mă mai întorc. Simpatic. Dar erau gen făcute în așa fel încât să te... Florin, te întreb la final, că nu scăpai de întrebarea asta, dar o aducem într-un registru amuzant. S-a întâmplat să joci în vreun meci aranjat în cariera ta? S-a întâmplat. Adică s-a întâmplat. S-a întâmplat să joc într-un meci. Poți să nu dai nume dacă vrei. Nu, dar s-a întâmplat la Liga 3-a. Am aflat după ani. Da. Nu prea înțelegeam de ce portarul dădea pasele în gât și, mă rog, cel mai grav e că... Portarul tău. Da. Portarul vostru. Cel mai grav e că... Ați pierdut? Un băiat din generația mea, foarte, foarte talentat, s-a accidentat grav atunci. În meciul ăla? Da, culmea, în meciul ăla, ca să vezi cum e viața și n-am mai continuat. Și sigur au fost meciuri de... Cine? Cum îl cheamă? Flaviu Petran îl cheamă, dar n-ai avea de unde să știi, eram la satul mare atunci, în Liga 3-a. Și au fost două meciuri, perioada Steaua. Dar tot spun chestia asta, acum nu știu dacă mă crede cineva, mie sau noi sau undeva în vestiariu, n-am auzit niciodată să îi se spună cuiva, vezi că astăzi pierdem sau vezi că astăzi câștigăm. La care meciuri te referi? A fost meciul cu Vitorul, da? De pe Ghencea, da? În care am jucat și am zis, ce tot vorbesc ăștia de blat? Cum să fie blat când eu sunt aici și nu există așa ceva? Și dacă te uiți la erorile golurilor, deci primul gol sau al doilea gol, eram eu marcaș cu cineva de la Vitor, nu mai știu exact cine. Lovitură de cap senzațională, undeva din 11 metri, eram lângă el și a dat, adică și golurile au fost toate, le-a ieșit tot meciul ăla. Da, dar știi că totul a ieșit discuția cu Renghe după meci. Știu, au fost... Da, n-am înțeles nimic din meciul ăla, spun sincer, n-am înțeles nimic din meciul ăla. Și al doilea? Cred că știu, al doilea... Dacă nu ți-aduci tu. Am avut un meci cu Urziceniu la un moment dat, după ce erau aproape de faliment. 0-1. Nu mai știu cât a fost scorul. Ați pierdut 1-0. Nu, că am câștigat. Am câștigat un meci pe Ghencea. Da, știu de care. La retur. Da. La retur. Dar, din nou, nu... nu ni s-a spus sau nu știam nimic sau nu știu dacă a fost. Doar că mi-a zis la un moment dat, nu mai știu ce era antrenor, că am jucat mijlocaș central meciul ăla. Da. Și mi-a zis, nu știu, acum ți-ai găsit și tu să dai pase. Și m-a făcut așa, cum adică acum? Am făcut o preluare și am dat o pasă foarte bună filtrantă, era să dăm gol la faza respectivă. Și mi-a zis, acum ți-ai găsit și tu dai pasele astea? Și zic, da, ce are? Sau cum asta trebuie să fac? Da. Acum nu știu dacă mintea mea... Ok.
Dar asta la Victorie sau la... La Victorie, la Victorie. Da. Nu știu. Poate că mintea ta. Poate că mintea mea... Dar uite, mai e un meci de care voiam să te întreb, meciul cu Vaslui 0-1 acasă. S-a vorbit foarte mult. E meciul, da, și meciul l-am jucat. Știu că ai jucat 90 de minute. Iară, nu... De la... Deci dacă e să le luăm pe toate trei, da, dacă ar fi să dau procente, a zice că sunt cele mai mici procente. Cele mai mici. Da. Asta a întâmplat să fie, s-au intoxicat atunci, da, le-a fost. Da, și Ana Maria le-a plătit lor șederea la Snagov, celor de la Vaslui, că altfel nu aveau unde să stea. Da. Deci soția antrenorului vostru le-a plătit șederea adversarilor. Cam fotbal românesc. Nu știam de chestia asta. Dar da, a fost iarăși un meci foarte ciudat. Fii atent, dacă n-ai fi fost, nu te-ai fi făcut fotbalist, ce ți-ar fi plăcut să faci? Sau ce crezi că ai fi putut să faci? Sau... Cred că tot sportiv. Doar sportiv. Mi-a plăcut să fac tenis. Tenis. Mm. Joci? Nu prea. Ok, da. Dar simt că aș fi, nu știu, strălucirea sportului te atrage. Da, și că m-ar fi ajutat așa fizicul, nu știu. Serviciu bun, probabil. Probabil. Florin, mulțumesc mult de tot, îți doresc multă baftă, să fii sănătos. Cu drag, mersi. Să ne revedem cu bine. Mersi. Toate bune, spor în meseria de analist în zona asta de video. Mulțumesc că ne-ați văzut în dimineața asta, ne vedem mâine la 91 minut cu Sergiu Radu aici la GSP Live. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru toate informațiile importante din sport. Ne vedem diseară la 9 și un sfert înainte de România-Belarus. Analiză aici, înainte, la pauză și la finalul partidei. O zi bună, toate bune!